Iubite biserică, dragi prieteni, cuvântul lui Dumnezeu, pentru cei ce iubesc Sfânta Scriptură, îi rog să deschidă împreună cu mine la Evanghelia după Marcu, la capitolul 5, de unde vom citi începând cu versetul 20. După ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat Nerod în jur. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul dintre fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut, fruntașul s-a rugat la picioarele lui. I-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară. Rogu-te, vino de-ți spune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el. Și după el mergea mult norod și lămâțea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă era mai rău. Auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a întins de haina lui. Căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și, întorcându-se spre mulțime, a zis, cine s-a întins de hainele mele? Ucenicii au zis, vezi că mulțimea te înmulțește și mai zici, cine s-a întins de mine? El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit să se arunca la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun, fiica ta a murit, pentru ce mai super pe învățătorul. Dar Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să le însoțească afară de Petru, Iacob și Ioan, fratele lui Iacob. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cel ce însoțisele și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și a zis, Talita cumi, care tălmăcit înseamnă, fetițo, scoală-te, îți zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas împremeniți. Iisus le-a poruncit putărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței. Amin. Să nu vă grăbiți să luați locurile. A fost extraordinar această seară să îl aud pe fratele Tinu cântând, Dumnezeu să-l binecuvânteze. Amin. Aveți un cor minunat, Dumnezeu să-l binecuvânteze. Amin. Mai rămâne să plec de aici cu amintirea unei biserici minunate care să cânte și să-l laude pe Domnul. Și vreau mai înainte de toate să vă aud cântând și să ne unim glasurile. Pentru că tot ce avem mai de preț în această seară este El, în mijlocul nostru. Este o cântare frumoasă care spune, lacrimile de durere când se vor sfârși, o, poporul meu, liber când vei fi. Pentru că nu știu, dar loc mai bun decât biserica, unde Dumnezeu poate să șteargă lacrimile. Haideți să ne unim inimile, să ne înălțăm glasurile și să cântăm în această seară cu toată biserica spre slava lui Dumnezeu. Lacrimile de durere când se va sfârși, o, poporul meu, liber când vei fi. Dați-mi sfârma să zbor, ca ușor m-aș vrea, să ajung în țara mea. Inima, inima, zboară spre cerul Domnului, se-avântă, se-avântă. Bye.
poți să cânți, nu o să mai fie la fel ca atunci când cânți aici pe pământ. Singurul motiv pentru care Dumnezeu se coboară în mijlocul laudelor poporului Lui, nu este faptul că suntem noi așa de buni la cântare. Pentru că noi nu putem să concurăm cu îngeri și cu serafini și cu heruvini. Noi nu putem cânta cum cântă ei. Dar singurul motiv pentru care Dumnezeu coboară în mijlocul laudelor poporului Său este că tu cânți de aici, din Valea Plângerii. Atunci are lauda rostul ei și valoarea ei când tu cânți lui Dumnezeu, poate cu lacrimile pe obrazul nostru. Slăvit să fie Dumnezeu când putem să Îl lăudăm pe Domnul. Încă puțină, foarte puțină vreme și Cel ce vine va veni și nu va să lăudim. Și vom cânta cu toți o cântare nouă, acolo sus, în Împărăția Cerurilor. Și dorul meu neostoit, să pot să-i cânt dorul Domnului, va fi împlinit. E singurul lucru care nu pot să-l fac, pentru că eu n-am voce. Am voce aproape deloc, dar am glas slăvit să fie Dumnezeu. Și o să-L înalț, chiar dacă poate câteodată nu-i melodios. Iubiții Domnului, Domnul Iisus Hristos a trecut din Gadar, de cealaltă parte. Întotdeauna Domnul Iisus Hristos, acolo unde nu este bine primit, nu rămâne. N-a putut să rămână în ținutul gadarenilor, pentru că i s-a spus, pleacă, du-te de aici, nu mai sta cu noi. Să știți, dragii mei, că în seara aceasta Domnul Iisus Hristos este prezent aici, în adunare, cu condiția să-L fie adus cineva. Aude atâtea ori când se spune, înainte să se deschidă adunarea, Domnul Iisus Hristos este acolo. Nu cred. Ce să facă? Să deschidă ferestrele? Să deschidă ușile? Hristos în noi, nădejdea slavă, spune Biblia. Și dacă a venit cu tine în seara aceasta, e prezent. Și dacă doi aici, doi sunt adunați în numele Lui, dacă doi sunt adunați în numele Lui, El este prezent. Dumnezeu hrănește pe acela căruia este foame după El. Și Dumnezeu onorează inimile care Îl așteaptă pline de dor. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi care stați în picioare, care arătați în această seară că Dumnezeu merită. Asta e cea mai frumoasă declarație pe care poate să o facă biserica lumii acesteia. Pentru Iisus Hristos au și două ore în picioare, dacă e nevoie. Dumnezeu binecuvânteze pe toți aceia care s-au sacrificat și stau undeva departe. Acolo lângă voi să vină Iisus Hristos în seara aceasta. Un om care era numit fruntașul sinagogii a venit la Domnul Iisus Hristos, dar n-a venit pentru că era fruntașul sinagogii. Că nu știu câtă vreme, atunci când ne merg lucrurile bine, l-am căutat pe el și n-a venit ca fruntaș și n-a venit ca om care avea un statut social, a venit ca tată. Că nu te mână la Hristos Iisus Domnul faptul că ai o poziție, că de vreme îți merge bine, s-ar putea nici să te intereseze că există un Dumnezeu care vrea ceva cu viața ta. El n-a venit ca fruntaș. Oamenii spuneau despre el că e fruntașul sinagogii și așa a consemnat și Duhul Sfânt în Biblie. De el n-a venit acolo ca fruntaș la sinagogii, n-a venit să predice, nici să țină un program, a venit ca un tată care avea o nevoie extraordinară. Că toți iubim ceva în viață. Și fiecare dintre noi are în inima lui ceva care iubește. E un dar minunat pe pământul acesta să poți iubi și să iubești la rândul tău. E cel mai minunat lucru, cea mai mare valoare pe pământul acesta este nu aceea de a avea obiecte, ci de a putea să-ți împărtășești inima cu cineva. Era un tată care avea un copil și nu era un copil oarecare, îi spunea fetița mea. Singura fetiță, spune Luca, singurul copil pe care l-avea. Copil care trăgea să moară, spune Biblia. Copil care era bolnav. Pentru că, dragii mei, trebuie să recunoaștem cinstit înaintea Dumnezeu că până nu trage să moară visul nostru, până când nu trage să moară afacerea noastră, până când nu ni se subțiază poate resursele pământești, atât de greu venim la Dumnezeu. Dar când venim la Dumnezeu și slăvit să fie Dumnezeu, în seara asta Domnul nu are nici profesori, nici ingineri, nici avocați. În seara asta Dumnezeu are la adunare oameni care Îl caută. Și asta e cel mai important lucru. Nu mă uit la tine ca la cineva care ești ceva pe pământul ăsta. Mă uit în seara aceasta la tine ca un suflet creat de Dumnezeu, care ai venit fiindcă ai o nevoie. Și Dumnezeu să-ți răspundă. Și Dumnezeu să te binecuvânteze. Și Dumnezeu să vorbească sufletelor. Pentru că, dragii mei, noi înaintea lui Dumnezeu nu avem funcții. Dumnezeu nu se uită la ceea ce se uită omul, să știți lucrul ăsta. Dumnezeu se uită la nevoia inimii tale.
A venit, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu știu dacă în alt context fruntașul sinagogii s-a fi prăbușit la picioarele Domnului Iisus Hristos. De atâtea ori au fost deranjați de Domnul Iisus Hristos. Amintiți-vă, dragii mei, când a intrat în Ierusalim Domnul Iisus Hristos, cei ce au fost oamenii care l-au contrat cel vreme, au fost preoți. Probabil că atunci când a intrat Domnul Iisus Hristos, mulțimea plină de bucurie i-a deranjat, le-a deranjat slujba din biserică. Mă gândesc că în momentul în care stăteau în biserică, probabil că se rugau să vină Mesia. Poate că îi cântau cântece de laudă să vină Mesia. Și Mesia era acolo, că l-are pe măgăruș și trecea pe lângă ei. Erau deranjați. De ce? Atâta vreme cât ești ceva pe pământul acesta, atâta vreme cât încă te încrezi în tine, va fi greu să te întâlnești cu adevăratul Dumnezeu. Când Dumnezeu trage, dragii mei, de la noi resursele, când Dumnezeu trage la un moment dat puntea, când trage sprijinul omenesc, când trage proptelele, Dumnezeu nu ne vrea rău, Dumnezeu nu ne bate, Dumnezeu nu ne mâhnește cu plăcere, Dumnezeu îți spune numai, te vreau mai aproape de mine și mai mult decât mă iubești tu, te iubesc eu și doresc să vii în apropierea mea. De aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat. A venit, s-a prăbușit și a zis, nu mai sunt nimic acum. Eu nu vin ca un fruntaș al sinagogii, nu vin ca un învățător al legii, nu vin să predic, nu vin să spun nimic, vin doar ca un tată care stă și se prăbușește și spune, am un copil, e lumina ochilor mei, e fetița mea și trage să moară. Să vezi ca tată copilul stingându-se. Tu nu știi poate ce înseamnă lucrul ăsta. Unii dintre noi au traversat pe aici. Să stai poate la ușa salonului unde este internat copilul care este în agonie, să te uiți spre cer și să spui, dă-i Doamne zile. Să stai și să gândești, dacă pleacă copilul acesta, ce rămâne? Cum voi putea să merg înainte? Dacă n-ai trecut pe aici, dragul meu, mulțumește-mi Dumnezeu, dar iubești ceva în seara asta și tu. Toți iubim pe pământ ceva, poate îți iubești soția, îți iubești copiii. Iubim ceva pe pământul acesta. Și Dumnezeu vorbește fiecăruia pe limba noastră. Unii s-au trezit peste noapte, că nu mai au avere. Unii s-au trezit deodată, că tot ce au agonisit s-a dus pe apa sângele. Au investit și acum sunt săraci. Și Dumnezeu vorbește tuturor, pe limba lor. Dacă acolo și-au pus inima, Dumnezeu trebuie cumva să-i aducă la El, nu? Și atunci Dumnezeu a făcut și s-a dus. De ce? Se ceartă Dumnezeu cu omul, nici pomeneală. E Dumnezeu rău, nici pomeneală. Dar Dumnezeu vrea din toată inima să te oblige. Să te oblige să-ți ridici ochii și să înțelegi că nu te poți vizui pe nimic pământește. Că fără El nimic nu-i singur, sigur. Arhimedes spunea, dați-mi un punct de sprijin și voi răsturna lumea. Eu l-am găsit. Hristos Iisus Domnul punctul de sprijin. El este acela în jurul căruia trebuie să se învârtă toată viața ta. El trebuie să fie axul tău. Fără de El nimic să nu faci. Și fără de El nimic să nu îndrăsnești să plănuiești. Ajută-ne, Doamne. Amin. Și binecuvântează-ne. Iubiții Domnului, i-au făcut loc oamenii. Așa este. Oamenii au făcut loc binefruntașul sinagogii. Spune că cuvântul Dumnezeu că erau mulțimea de mulți și de numeroși. Nu știu dacă erau ca în seara aceasta, sunt convins că erau mai mulți. Sunt convins că erau mai mulți. Dar un lucru e cert, se îngulțea. Dacă n-a venit fruntașul sinagogii, s-a dat la o parte. De ce? Pentru că are funcție. Pentru că avea poziții. De ce? Pentru că așa gândesc oamenii. Și Domnul Dumnezeu subliniază lucrul acesta și a spus, între voi să nu fie așa. Îi spune, în Iacov spune, dacă vine cineva care este mai... Să nu-i spuneți săracului șez la picioarele mele și bogatului vine în față. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun un lucru. Împiedicăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu când facem așa. Îl împiedicăm, nu poate trece mai departe. Trebuie să ne schimbăm. În seara aceasta spune în felul următor, să stea Iisus Hristos pe tron. Și slava să fie numai Lui. Amin. Numai a Lui. Nici o altă slavă. Decât slava Domnului Iisus Hristos. Și lumina feței Lui să ne lumineze pe toți. Ajută-ne, Doamne. Că voi, dragii mei, nu întâmplător, nu pot fi disociate cele două întâmplări care sunt relatate în acest pasaj biblic. Aici sunt două intervenții miraculoase și Biblia le pune împreună. Pentru că este ceva de învățat din lucrul acesta. A venit Iair și i-au făcut pârtie oamenii. Și acolo undeva, neștiută de nimeni, necunoscută de niciun om, era o femeie care nu știa cum să se furișeze mai bine. O femeie care n-are nume. O femeie care are următorul nume. Singurul nume care îl dă Biblia este aceasta. O femeie care de 12 ani avea o boală. Asta era numele ei. Numele ei era femeia care era bolnavă de 12 ani.
Pentru că uneori în viață, dragul meu, îți dispare numele și rămâne numai problema. Ați văzut cum problema câteodată radiază în toate domeniile vieții tale, nici nu mai știi cum te cheamă uneori. Ați auzit de expresia asta, că uneori vine un necaz peste tine și nici nu mai știi cum te cheamă. Pentru că uneori problema ne absorbe întreaga viață, suntem concentrați pe ea și nu mai putem să privim la nimic în jur. 12 ani de chin. Și ce înseamnă lucrul ăsta? 12 ani de chin. Și ce înseamnă și ce gândea femeia aceea când era acolo? De ce a trebuit să se furișeze? De ce a trebuit să se furișeze? Pentru că ea nu putea să se apropie de nimeni. Avea o scurgere de sânge și potrivit legii vechi testamentale, legii spirituale, legii sanitare, dacă vrei. Ea nu avea voie să atingă pe nimeni, pentru că era necurată. Atingea pe cineva, se seziza, putea să fie imediat pedepsită, putea ca preotul să ia măsuri împotriva ei. Ea nu putea să ajungă la Iisus Hristos. Era acolo o mulțime și trebuia să se furișeze, pentru că nu putea veni pe calea obișnuită. Ea nu era fruntașul sinagogii, nu se dădea oamenii la o parte, nu. Nici nu trebuiau să știe ei. Se furișea acolo. Uitați-vă în această relatare. Unde-i soțul? Nicăieri. A avut? Nu știu. Dacă a avut soț, trebuie să fie fost un sfânt soțul ăsta, 12 ani de zile, să fie avut această boală care nu permitea ca să fie consumată căsnicia. Trebuie să fie fost un erou omul ăsta, un sfânt. Dar nu e acolo, nu este. Sunt copii acolo? Nu sunt. Nu putea să aibă copii. Boala aceasta o împiedica să aibă copii. Erau prieteni în jurul ei? Nu era niciun prieten. Probabil că se împrumutase, nu? Că spune Biblia, a cheltuit la doctor tot ce avea. Și știi ce se întâmplă când cheltui tot ce ai, nu? Te împrumuți și ei ce n-ai. Și nu mai erau nici prieteni acolo. Că se întâmplă uneori, nu? Când ai o nevoie oarecare și te vede un prieten, traversează strada. Pentru că știe că ai o nevoie. Dacă este să ai o binecuvântare, să fii câștigat ceva, face cum face și se în care. Nu cumva să alegi și eu cu ceva. Dar când ești săracă, când nu mai ai pe nimeni, se furișa, spune cuvântul lui Dumnezeu și mergea acolo. Necurată, singura ei șansă. Avea un gând în mintea ei. Și Biblia spune că acest gând era să se atingă de poala hainei Domnului Iisus Hristos. Nu este nimic de explicat aici. N-aș putea să vă spun niciun cuvânt mai mult decât că fiecare dintre noi crede ceva. Decât că fiecare dintre noi își pune nădejdea în Dumnezeu într-un fel anume. Poate unul vine și spune, poate în timpul cântării mă atinge Dumnezeu. Poate altul vine și spune, în timpul rugăciunii, poate Domnul îi se face milă de mine. Poate altul vine și spune, când voi citi Scriptura, Dumnezeu mă luminează și îmi dă un răspuns. Poate altul spune, când va vorbi un om al lui Dumnezeu și îmi va da din partea Domnului un cuvânt. N-are importanță ce gândea femeia, nu asta este esențial în seara aceasta. Ea a crezut ceva. Și asta face diferență. Slăvit să fie Dumnezeu. Iubiții Domnului, ce spune cuvântul Domnului că s-a întâmplat? A venit, s-a furișat, a ajuns lângă Domnul Iisus Hristos, s-a atins de poala hainei Domnului Iisus Hristos și două lucruri imediat s-au întâmplat. Unu este că îndată, spune cuvântul Domnului, subliniez, îndată, boala a părăsit. Și al doilea lucru este că a simțit din cap până în picioare că lucrul ăsta s-a întâmplat. Pentru că, dragii mei, așa este și așa lucrează Dumnezeu. Și spun în seara asta să știe oricine că eu cred într-un Dumnezeu nu a bâșbuielii. Eu cred într-un Dumnezeu care este dașamin. Când vindecă, e dașamin. Nu este că te-a vindecat, dar datorită necredinții tale că ai plecat pe ușa bisericii, s-a întors boala. Asta sunt bâșbuieli omenești. Când Dumnezeu lucrează, ilumină și nu mai este niciun pic de întuneric. Aprindeți lumina acasă. Mai este întuneric sub masă? Nici pomeneală. Dumnezeu îi da și amin când Dumnezeu vindecă. Vindecă, aleluia! Și nu-i mâine, nu-i poimine, nu este peste un an, nu este ia 50 de zile, 100 de zile de post. Dacă Domnul vrea, acum și aici o face. Să vii să fie Dumnezeu. Și tu o să simți. Și tu o să-ți dai seama. Și tu o să vii să mărturisești. Nu vin la tine și nu simți ceva? Parcă simți ceva. Ce simți? Ori simți, ori nu simți. Dumnezeu nu e așa ca omul. Când Dumnezeu lucrează, tu știi? Când Dumnezeu lucrează, ceilalți știu? Când Dumnezeu lucrează, se vede. Slăvit să-i fie numele. Cu dragii mei, să-mi dați voie să vă spun primul punct important al acestui semn. N-au rămas lucrurile așa. Ea a plecat de acolo. A fost extrem de bucuroasă. 12 ani. Nu mai fi femeie, să nu mai fi om. 12 ani de izolare, 12 ani de frică, 12 ani în care se gândea înainte de Dumnezeu cu ce-o fi fost eu mai păcătoasă decât altele.
să crezi lucrul ăsta. 12 ani de suferință și deodată Dumnezeu se îndură de ea. Atât de bucuroasă trebuie să fi fost, probabil că a plecat plină de bucurie, s-a tras la o parte și nu-i venea să creadă, dar a zis, ies, pentru că simți, s-a oprit, gata, aleluia, nu mai este rău. De acum încolo sunt vindecat. Numai că în momentul acela Domnul Iisus Hristos s-a oprit, brusc s-a oprit. A început să meargă cu ochii roată și a zis, cine s-a atins de hainele mele? Au zis cum spune Domnul Iisus, ce s-a atins de mine? Pentru că ea a venit cu gândul să se atingă de haina Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos îi spune exact pe limba ei, ca să știe că El știe. Ca ea să înțeleagă că El cunoaște. Cine s-a atins de hainele mele? Și atunci ea a tăcut în prima fază. Și s-a bucurat că de jur împrejur erau ucenicii care au zis, dar ce fel de întrebare este aceasta? Păi da, uite, toți te îmbulzesc și tu spui în privința aceasta cine s-a atins de tine. Să credeți că atâția s-au atins de Domnul Iisus Hristos. Să credeți că atâția l-au îmbulzit pe Domnul Iisus Hristos. Să credeți că mulți au împins pe Domnul Iisus Hristos. Dar învățătura pe care o spune El este aceasta. Veniți cât vreți la biserică. Puteți să veniți la biserică și doar să vă îmbulziți. Adevăratul credincios mă va atinge. Puteți să veniți să umpleți sările, să vă călcați în picioare. Dacă eu am un om care mă dorește, El mă atinge. Că nu-i tot una să ai un număr cu faptul de a fi un om care să-L atingi pe El. Pentru că, dragul meu, dacă în seara aceasta stai aici, pe scaun, și îți zboară mintea în altă parte, nici El nu te atinge, nici tu nu-L atingi. Dar dacă ești aici și spui, Doamne, nu-mi pasă nici de stânga, nici de dreapta, nici de ce înainte, ce înapoi, eu stau aici cu gândul să pun mâna pe tine. Mi-e foame, mi-e dor, îmi setez, inima mea nu mai poate după tine. Că ai o nevoie, că ai o problemă, că ai o dorință, slăvit să fie Dumnezeu, pune mâna pe El. Nu mă ating cântările cântate profesionist, spune Domnul. Nu mă ating poeziile spuse doar de dragul de a fi spuse. Nu mă ating predicile în care se vede omul. Mă atinge întotdeauna dorința inimii. Numai acela va putea să mă atingă care cu adevărat și-a pus în minte să mă atingă. Cu Dumnezeu nu se întâmplă binele. Cu Dumnezeu binele este căutat și atunci va fi găsit. Căutați și veți găsi, spune Domnul. Bateți și vi se va deschide. Nu se întâmplă binele cu Domnul. Nu e accidental binele cu Domnul. Îl cauți. Dacă mă veți căuta din toată inima voastră, spune Domnul, mă veți găsi. Cine se apropie de mine, spune cuvântul lui Dumnezeu, și eu mă apropii de El. Apropiați-vă de mine și mă voi apropia de voi, spune Domnul. Nu poveștile noastre. Făt un pas și Domnul face doi. Nu există nicăieri lucrul ăsta. Numai mintea noastră. Domnul nu face doi pași. Că Domnul Dumnezeu nu e așa să-L ai tu la îndemâna ta. Iisus Hristos n-a găsit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Nu e o cinste imensă. Nu face Dumnezeu doi pași să te aștepte pe tine. Te apropii tu, spune Biblia, să te apropie și El. Nu, tu faci un pas și Dumnezeu face doi. Stai folclor. Dacă a zis Domnul Iisus Hristos, cine s-a atins de hainele mele? Pentru că El nu vrea să rămână lucrurile aici. Dumnezeu avea ceva de făcut. Și la un moment dat, când ucenicii au spus, uite că te îmbulzesc, El a continuat și a întrebat și spune cuvântul Domnului, uitați ce spune. El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul, adică pe ea. Deja știa că este ea, nu pe cel ce făcuse lucrul acesta, pe cea care făcuse lucrul acesta. A venit Domnul Iisus Hristos punctual, mi-a atins hainele și doi, pe cea care făcuse lucrul acesta. Că înaintea lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Fiecare dintre noi este cunoscut și știut. Când stau aici înaintea Domnului, Dumnezeu mă știe. Înainte să vin aici la dumneavoastră, am stat în cameră, am pus genunchii jos și m-am rugat lui Dumnezeu. Și pot să spun un singur lucru, indiferent ce s-ar întâmpla în seara aceasta, indiferent cum ar lucra Dumnezeu, eu pot să spun un lucru, l-am simțit din cap până în picioare. Și știu din toată inima. Știu din toată inima că atunci când Dumnezeu vine, apoi vine, slăvit să fie numele Lui. Stăteam duminică seara într-o biserică la Târgoviște, era un timp de închinare și mă rugam Domnului și aceeași rugăciune am făcut-o în seara aceasta când am venit la voi, am spus, Doamne, îți spun sincer, nu mă interesează cuvintele pe care le voi rosti,
Că nu există cuvinte să convingă pe cineva. Nu mă interesează alte lucruri, mă interesează un singur lucru. Dacă ai vrea să vii seara asta la Sfânta Treime, ar fi extraordinar. Dacă ai vrea să fii cu noi seara aceasta, ar fi deosebit, Doamne. Pentru că, dincolo de toate, dragii mei, cuvintele sunt cuvinte. Vă spun un lucru, nu cu cuvintele vorbim noi, cu ungerea din lăuntru. Ungerea omului vine peste ungerea bisericii. Așa convingem noi. Cu cuvintele nu convingem, dar cu inima. Și aș vrea din toată inima, măcar un om să mai fie în seara asta, să spună, Doamne, te rog frumos să vii lângă mine. Amin. Te rog să-mi permit să mă ating de tine în seara asta. Ascultați-mă, noi mereu cerem și spunem, atinge-mă, Doamne. Dar Dumnezeu spune, dar tu când o să vrei să mă atingi? Tu. Tot eu să te ating, tot eu să te ating, dar când vii tu să mă atingi? A plecat cineva de acasă astăzi cu gândul să-L atingă pe Iisus Hristos? Zi amin dacă crezi în lucrul ăsta. Ajută, Doamne. Ajută dorinței noastre sincere. Binecuvântează-ne. Domnul Iisus Hristos a oprit și a dat ochii roată și femeia la un moment dat spune înfricoșată. De ce înfricoșată? Păi pentru că Domnul Iisus Hristos nu părea că nu știe. Te uiți la adunare și spui care a spart chitara, care a lăsat lumina aprinsă, care a stricat orga și cine a bufnit cu microfonul de pământ. Și ăla nu, nu e așa cu Dumnezeu. Dumnezeu ne știe și firul de păr din cap. Cu Dumnezeu nu e așa că bâșbâim, cu Dumnezeu e clar, e da și amin. Și Dumnezeu a dat clar, Iisus i-a spus clar, cea și care s-a atins de haine. Că atunci s-a speriat și a zis că Dumnezeu, în Dumnezeu lucrește adevărul, slăvit să fie Domnul. Și El n-are nevoie să fie învățat. Și atunci ea, plină de teamă, spune înfricoșată, s-a dus și i-a spus Domnul Iisus Hristos în felul următor. Eu am făcut lucrul ăsta. Și a spus tot adevărul. Dar noi, auziți, adevărul nu se spune stând în picioare. Așa că n-ai putea să spui niciodată adevărul, tot adevărul Domnului Iisus Hristos în picioare. Spune cuvântul Dumnezeu că i-a spus tot adevărul prăbușit la picioarele lui. Cum să stai în fața Domnului Iisus Hristos să-i spui adevărul despre luni și marți și miercuri și despre lucrurile slabe pe care le faci și despre cuvintele care le spui și să stai în picioare? Nu poți. Când cu adevărat stai în fața lui, semnul e că te prăbușești. Nu pot mai mult de o secundă să stau față în față cu Iisus Hristos, pentru că după aceea îmi văd nemernicia și îmi văd micinia și mă aștern în genunchi sau mă prăbușesc înaintea Lui. Tot adevărul nu se spune cu coloana sus. Nu se spune cu ea plecată. Ajută-ne, Doamne. Așa recunoști când vorbești cu adevărat cu Dumnezeu. Suntem aici și El îi spune la un moment dat, se uită la ea și aici, dragii mei, este lucru extraordinar pe care Domnul Iisus Hristos l-a făcut mai mult decât orice. S-a uitat la această femeie și rostește un cuvânt care nu s-a mai găsit nicăieri rostit în dreptul vreunei alte femei în Biblie. Și ce spune? Fică. O singură dată mai vorbește Domnul Iisus Hristos și spune fica aceasta lui Avram, dar nu-i se adresează direct, este indirect. Dar în acest moment, Domnul Iisus Hristos îi spune fică. Credința ta te-a mântuit, spune fică. Și atunci femeia aceasta este cutremurată, pentru că vine un timp, este un timp când tu l-atingi pe Dumnezeu, dar vine un timp când Dumnezeu te atinge pe tine. Și a zis, tu nu pleci de aici fără să nu te ating eu. Tu ai venit și m-ai atins pe mine. Ai venit în seara aceasta cu o rugăciune, ai venit cu o cântare. M-ai prins cumva, dar eu mă întorc către tine și spun că eu nu plec de aici până nu te ating eu pe tine, pentru că eu trebuie să spun că dorul meu este să vă ating pe toți în această seară. Să te străpungă Dumnezeu și spune, eu știu nevoia ta cea mai mare pe care nu o cunoaște nimeni. Știi care e nevoia ta? Nevoia ta cea mai mare este că ești o nebăgată în seamă. Nevoia ta cea mai mare este că ești o însingurată. Și vreau să auzi din gura mea că ai preț în ochii mei. Vreau să auzi din gura mea că îmi pasă de tine. Tu nu ești o femeie fără nume. Tu înaintea mea ești o fică și un copil de Dumnezeu. Ești creația mâinilor mele. Eu te-am făcut, al meu ești. Ai preț în ochii mei, spune Domnul. Îți poate spune lumea tot felul de povești. Că nu ești bun, că nu realizezi mare lucru. Dar important este când Domnul Dumnezeu se oprește, ce cuvânt îți spune? Și îi spune, fică, asta e atingerea lui Dumnezeu. Că nu-i mai mare lucru pe pământul acesta decât să te cheme Dumnezeu din cer pe tine copil de Dumnezeu. Nu-i lucru mai mare. Nu știu ce altă cinste ar putea să fie. Mi-au spus oamenii în fel și în chip. Și îmi spun oamenii în fel și chip. Unii îmi spun, crezând că lucrul ăsta mă bucură, îmi spun domnul avocat. Unii îmi spun domnul doctor. Și niciunul dintre ei nu pot să spun că n-are dreptate. Dar îmi dau seama de un lucru, dragii mei. Nici unul din aceste lucruri nu trezește în mine mare sentimente. Dar să știu eu, când mă duc la rugăciune și stau cu Domnul acolo, să știu că Dumnezeu îmi șoptește în ureche copilul meu. Am câștigat totul. Nu-i nimic mai important.
Un om care îl atinge pe Dumnezeu este un om care va fi atins de Dumnezeu și el va veni acolo unde nimeni nu poate pătrunde. Să aducă atingere inimii tale într-un fel în care numai el știe să-ți vorbească. Nu contează ce frămânță în inima ta în această seară. Dacă l-ai atins pe Dumnezeu, te va atinge acolo. Și Dumnezeu din cer îți va stârpunge inima. Amin. Și Dumnezeu din cer îți va da exact ceea ce așteaptă inima ta. Slăvit să fie Domnul. Amin. Porți cu tine povara unei căsnicie șoate. N-ai curaj să spui oamenilor, ți se frică de judecata lor. Ai în inima ta un vis care a fost năruit. Ai avut o dorință de la viață și o vezi în seara aceasta praf și pulbere. Să spun un lucru, de l-ai căutat, dacă ai alergat, dacă l-ai prins, se va întoarce și va spune el ce soluție are pentru tine. Și în el nu știu decât două cuvinte. Da și amin. Slăvit să fie el. Slăvit să fie el. Un scriitor rus renumit pe nume Lev Tolstoi s-a oprit într-o zi în fața unui cercetător. A băgat mâna în buzunar, cum am făcut eu în seara asta. Și n-am găsit nimic, tot cum am făcut și eu în seara asta. Că mi-am lăsat sus geanta. Și așa m-am simțit de stânjenic, am zis, cum, vin în casa lui Dumnezeu și eu mai am posibilitatea să mai îndrept, că nu s-a terminat încă. Mă duc și rezolv problema. Dar el s-a uitat și a băgat mâna în buzunar, era gol și s-a uitat la el și a zis, pare rău, fratele meu, dar chiar n-am niciun ban. Omul acela a început să plângă. Și a zis, punând mâna pe el, mi-ai dat mai mult decât aș fi putut primi de la oricine. Și l-a zis, cum? Că nu ți-am dat niciun ban. Mi-ai zis, fratele meu. Și eu sunt cerșetor. Nu că a venit Dumnezeu și ți-a spus că ești frate cu el și copil. Chiar nu mai contează lucrul ăsta. Ai uitat? Că Dumnezeu din cer a coborât să spună că ești copil de Dumnezeu. Vedeți, dar ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu. Să fim copiii lui Dumnezeu. Și biserica să spună și suntem. Amin. Și suntem măriți să fii tu, Doamne. Chiar că nu vrea să ai nume. În iad că nu o să ajungi, nu o să te cheme nici Maria, nici Ioan. În iad nu există nume. În iad există curvari, mincinoși, bețivi, urători de Dumnezeu. Acolo nu există nume. Când mama ta ți-a dat un nume și te-a purtat pe brațe, ți-a zis să-l cheme Maria, să o cheme Maria. Pentru că știu eu pe cineva care mi-a fost dragă și așa îți transmite într-un fel gândul acesta. E ca o binecuvântare. În tot Vechiul Testament veți vedea că numele puse semnificau ceva aparte. O dorință, o aspirație. Te cheamă nădejde. Te cheamă nădejde că așa a avut mama ta. Te cheamă speranță. Pe ei, spre exemplu, însemnează Iair în traducere cel ce aduce lumina. Păi să credeți că mama, când i-a pus numele Iair, a zis, în întunericul ăsta al lumii acesteia, să fie un copil care să aducă lumină. Și uite că a adus, s-a făcut fruntaș. Nu? Slăvit să fie Dumnezeu. Dar diavolul nu vrea să ai nume, vrea să ți-l stingă de sub soare. Diavolul vrea să devii doar o categorie, o categorie, să te reducă la o categorie. Categoria generală e păcătos. Și specia sau subspecia e cel cu tu, e patima care te răpune. Dar Dumnezeu când a coborât, primul lucru pe care l-a făcut a zis acesta. Eu vreau să-ți dau un nume. Eu vreau să-ți dau un nume pentru că pe mine mă interesează fiecare în parte. Eu nu am categorii. Eu vin pentru fiecare în parte. Seara asta la Sfânta Treime, eu am venit pentru fiecare în parte. Vă știu pe nume pe toți. Nimic nu-mi scapă. Fiecare om e cunoscut pe nume de Dumnezeu și a zis. Și dacă nu ești convins, când vei merge în Împărăția Cerurilor, o să fac un lucru. Îți pun un nume nou pe frunte. M-am zis, cum o să mă cheme Doamne? Și m-am gândit așa, dacă te-ai chemat blândețe pe pământ, te vei chema blândețe în cer. Dacă te-ai chemat dragoste pe pământ, dragoste te vei chema și în cer. Eu cred că Domnul Dumnezeu ne va da numele a ceea ce am iubit mai mult în El, pe pământul acesta. Te-ai chemat râvnă? Râvnă vei fi chemat și în Împărăția Cerurilor. Dumnezeu ți-a dat un nume. Oamenii îți dau un certificat de naștere. Ești trecut acolo. Ești într-un registru. La un moment dat, registrul ăla se va pierde. Mai apar puțin pe cruce. Aici odihnește robul lui Dumnezeu. Ultima minciună din viață pe care o mai spui. Și gata. Trăiește și un pic crucea aia și apoi cade. Și după aceea când te vei duce dincolo, ți se va spune, de ai avut nume pe pământ, îl ai și în cer. De n-ai avut nume pe pământ, nu l-ai nici aici. Să credeți lucrul acesta, dragii mei. S-a uitat Domnul Iisus Hristos și a zis, fiică, tu ai preț, te iubesc, ești a mea, du-te. Și al doilea lucru pe care a vrut să-i spune este următorul, nu haina. Să zic că nu haina ți-a adus vindecare. Bagă bine de seamă ce spune, nu haina.
nu haina. Și o spun clar să nu se supere nimeni. Și o spun așa deschis, nu haina, nu lumânările, nu icoana și nu alt lucru omenesc. Credința, slăvit să fie Dumnezeu. Credința face diferența. Nu haina, să nu pleci cu gândul acesta că haina mea te-a vindecat, ci credința în Cel ce poartă haina. Credința în Dumnezeul care știe și poate și vrea. Să nu rămâi cu dubiu acesta că cumva haina face diferența. Nu face nicio diferență haina. Nici pe pământ și nici în cer. Nu. Credința face diferența. După cum îți vei așterne, așa te vei culca și îndrăznesc să spun, așa te vei trezi. Așa te vei trezi. Te vei trezi după cum te-ai culcat. Și eu spun așa, cât despre mine eu adorm în? Amin. Ajută-ne, Doamne. Cum, dragii mei, ce se întâmplă în perioada aceasta? Se întâmplă următorul lucru. Iair se uită. Vă dați seama că la un dat s-a oprit Domnul Iisus Hristos. Și Iair spunea, fata mea trage să moară. Și tot întârzi. Haide, că mi-ai promis că vii cu mine. Și probabil că era nerăbdător. Când au zis ucenicii, cine te îmbulzește, a zis, stai, da, ce-ți vine? Vă ce-ți bine? Haideți! Hai, Doamne Iisuse, hai! Hai, învățătorul, vină acasă la mine! Că eu scrăpit, nu vezi că trage să moară? Ce te ocupi de cine te-a atins? Iisus Hristos a uitat și a zis, nu știți ce vorbiți? Vă credeți că eu sunt un fel de fast food? Sau ce credeți că sunt? Ce credeți că eu sunt la îndemâna omului? Dumnezeu are timpul lui. Eram în Spania și un tânăr gonea cu vreo 180 la oră. Să mă duc la adunare. Și am zis, omule, te rog eu frumos, ia piciorul de pe accelerație. Păi nu mai ajungem la tine la adunare. Da. Și asta este. Ne cerem iertare, ne pocăim și data viitoare să fim la timp. Și am zis, las-o ușor. Dar zice, dar nu ești agitat cu la gândul că nu vei fi la adunare? Nu. Și nu ești nervos? Nu. De ce? Pentru că-s veșnic. Cum să mai atingă lucrurile acestea dacă-s veșnic? Păi dacă-s veșnic, de ce să mă grăbesc? Dacă sunt veșnic, de ce să împing eu lucrurile? Dumnezeu la timpul Lui, când va socoti El, cum va socoti El? Domnul Iisus Hristos ne spune și astăzi, grăbitule, mai stai un pic. Lasă și pe celălalt să trăiască lângă tine. Numai ție să-ți facă Dumnezeu bine, nu? Numai tu să fii în atenție. Numai ție să-ți facă Dumnezeu lucruri extraordinare, iar celorlalți ai Dumnezeu cu mine. Dar nu e așa. Noi toți suntem ai Domnului. Și noi trebuie să avem răbdare unii cu alții. Și să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze și cu tine, și cu tine, și cu tine, și cu mine. Și numai atâta. Să-i spunem Domnului Iisus Hristos, ai dreptate să te oprești. Te rog să o faci, Doamne. Oprește-te la vecinul meu, oprește-te la mama acasă, oprește-te la soțul meu acasă, oprește-te la copilul meu, oprește-te la colegul meu, la prietenul meu, oprește-te, Doamne, Dumnezeul meu. Pentru că oricine se roagă pentru alții, va fi udat de Dumnezeu și el. Știu o femeie care se ruga de 7 ani să-i se întoarcă soțul la Dumnezeu. S-a dus la pastor și a zis, dar cum fac eu că de 7 ani mă rog și Domnul nu răspunde. Și omul acela a zis, lasă-mă să mă rog. S-a rugat și a venit cu răspuns. A zis Domnul, zicea el, să te rogi pentru altcineva. Știi pe cineva care are nevoie extraordinară? Și da, am o vecină al cărui copil este foarte bolnav. A zis Domnul să te rogi pentru altcineva. Și tu să rogi. Copilul acela în 2 luni de zile a fost vindecat de Domnul Dumnezeu. Și în următoarea lună soțul s-a întors la Domnul. Ai priceput? Tu ai priceput ce spune acum? Noi suntem ai lui Dumnezeu, oameni buni. Venim la biserică și trebuie să avem răbdare unii cu alții. Și trebuie să ne bucurăm de orice biruință în Domnul, a vindecat. Aseară la rugăciunea care a fost în biserică, au venit așa de mulți oameni la rugăciune și la sfârșit, când ne-am spus problemele, m-am dat 2 mâini s-au ridicat și am spus, noi vrem să mărturisim că în seara aceasta Dumnezeu ne-a vindecat. Un lucru extraordinar. Pentru că, dragii mei, asta este problema noastră. Suntem așa de nerăbdători. Vrem ca toate lucrurile să se întâmple acum și aici. Nu avem răbdare să construim ziua de mâine. Vă spun un singur lucru, dragii mei. Știți ce a spus ea el? Să vii, să pui mâinile peste ea, să se facă sănătoasă și să trăiască. Și ce înseamnă lucrul ăsta? Scenariul lui. Scenariul lui. Femeia a zis să vii, să vin, să mă furișez și să mă ating de poala hainei lui și voi fi vindecat. Scenariul ei. Nici unul dintre ei vom vedea noi. Nici unul dintre ei. Cu niciunul dintre ei, Domnul Iisus n-a lucrat după cum a gândit ei. A lucrat după cum a gândit el. S-a oprit. Ce vrea să-i spună Domnul Iisus lui ei? Mai omule, eu chiar nu te înțeleg. Păi dacă eu am vindecat-o pe femeia aceasta, pe Dumnezeu ar trebui să fii mai plin de curaj? Tu ești nerăbdător. Hai, Doamne, că este ora 8, plecăm acasă.
Deci 12, gata! Ce să mai e? Începe serialul ăla care îți place ție. Trebuie să ajungi acasă urgent. M-ați înțeles ce vă spun eu acum? Domnul Iisus Hristos vrea să spună, păi dacă voi vedeți și auziți cum Dumnezeu lucrează în adunare, n-ar trebui să spui ce a făcut Dumnezeu cu unul, poate să facă Dumnezeu și cu mine? Să te bucuri de lucrul ăsta? Am uitat să mă uit acolo la voi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Obișnuiesc să salut cele trei biserici. Biserica de jos, biserica de sus și biserica de pe internet. Aia este cea mai puternică biserică. Știți de ce, nu? Ei își aleg pastorul. Dai acolo din listă și spui, azi predică Vladimir Buscan. Domnul să-l binecuvânteze. Că mă aude și după aceea mă ceartă. Astăzi încântă Eclesia. Domnul să-i binecuvânteze. Nu prea-i văd. Asta e altă poveste, a voastră. M-ați înțeles? Și ultimul lucru. Termin când vreau eu. Click pe mouse, bye-bye. Termin când vrei tu. E o biserică foarte greu să concurez cu ea. E foarte greu. Acum am făcut doar o diversiune, așa? Un mic moment de respiro. Iubiții Domnului. Dar el era nerăbdător. În fine. A venit la el, au venit, pe măsură ce se apropiau, și la un moment dat se întâmplă ceea ce se întâmplă. Îi spun cei ce l-au întâmpinat, a murit fica, dar nu-l mai deranja pe învățător. E că omul a venit cu o problemă. El a zis, scenariul meu este următor. Să-și pună mâinile, că e biblic, să-și pună mâinile, să se facă sănătoasă și să trăiască. Și acum cu ce avea de face? Cu o fetiță moartă. Uitați-vă aici dumneavoastră la o paralelă pe care vreau să o fac. Este un om care vine și oamenii se dau la o parte. Este o femeie care vine, dar ea nu poate să, ea trebuie să se furișeze. Este mai întâi o femeie care 12 ani a fost bolnavă, prea multă vreme, 12 ani, a dus greul, și este o copilă de 12 ani care pleacă prea devreme. Că așa e în viață. Unii au prea mult, alții au prea puțin, alții vor un lucru, alții vor alt lucru, dar Dumnezeu la timpul Lui, la momentul Lui, în felul Lui, va lucra. Slăviți să fie Dumnezeu. În fine, ajungem la acest moment în care Domnul Iisus Hristos se uită și spune lui Iair, tu să crezi, atașă, tu să crezi. Cel mai trist verset din tot ce am citit până acum în această seară este versetul care spune și își băteau joc de el. Pentru că este evidența cum te bați tu cu realitatea, te bați tu cu realitatea. Și să-mi dai voie să spun în această seară un lucru cu care mă apropii de final, slăvit să fie Domnul, că m-am încadrat până aici. Anul trecut am fost sunat în Belgia, eram la o conferință de tineret și mi s-a spus în felul următor. Unul dintre tinerii din grupul de misiune a avut un accident groaznic. L-a lovit o mașină, un Aro, l-a aruncat și când a căzut, tot spatele lui, picioarele amândouă au fost rupte în mai multe părți și mai ales spatele, datorită impactului foarte puternic, s-au umplut de apă la plămâni și plămâni. De asemenea, acolo, la picioare, erau sfărâmate oasele și au trebuit să facă, să pună tijă și la stângul și la drept. Era în comă, la reanimare. M-au sunat și au zis, roagă-te, frate Florin. Și m-am rugat cu tinerii de acolo, de la conferință. Am venit urgent acasă. Când am venit acasă, m-am dus și am vorbit mai întâi cu familia. Le-am spus, dragii mei, dacă vreți să ne rugăm, mai întâi să spunem tot adevărul. Că nu-i om pe pământul acesta, dacă are minte, să înțeleagă că nu poate să ceară de la Dumnezeu un bine oarecare, până mai întâi nu spune tot adevărul și nu se prăbușește la interior. Priceput, nu? Ne-am rugat. Au spus ce aveau povară pe inima lor. Și la un moment dat ne-am dus și am început să ne rugăm. Am fost cu pastorii bisericii, am făcut ungerea cu un de lemn, așa cum spune Biblia, să procedăm în situații de acest gen. Și la un moment dat, înaintea bisericii, am spus să ne rugăm. Am chemat biserica la post și